Și am un hadrat pe fel de film, 10-30, 10-30, am cel de 20. Mă numesc Iuga Iulian și împreună cu colegul meu, Bogdan Caoca, din păcate astăzi nu se numește, o să vă vorbesc despre cum folosim noi diverse soluții open source în cadrul companiei noastre. Pentru că una din principalele eforturi pe care le facem este să minimizăm costurile. Folosim unelte open source în diverse proiecte. Și ăsta este, a fost un proiect interesant, frumos și destul de atingeș, ca să zic așa. Se referă la modelarea nivelului apei și integrarea lui în cărțile electronice pentru navigația pe apă interior. Despre ce ar fi vorba mai pe scurt? Să vorbim puțin despre hărți și hărți electronice. Facem o altă introducere. Una din marile probleme în navigația pe apă interioare este adâncimea. Există două zone în România foarte critice în zona asta. Porțile de fier 1 și porțile de fier 2. Acolo debitele se schimbă constant și niciodată nu este o surpriză ca tu, comandant de navă, cu 4 barje în față, lung de 400 de metri, și călcând 2,5 metri, să te trezești dintr-o dată că porțile de fier scade debitul de versat și să vezi că în perioade de secetă, într-o anumită zonă, nu ai siguranța că ai cei 2,5 metri necesari pentru navigație. Ce faci în momentul ăsta? Oprești harduchia, desfaci barjele, muți dintr-o parte în alta, traversezi zona critică cu barja pe jumătate încărcată cu pescaj undeva la 2.20, reasamblez convoiul și pleci mai departe. Foarte dificil, foarte complicat. Pentru a rezolva această problemă, la nivel european și în special pe marile fluvii pe care se navigă în Europa, s-a pus problema ca echipamentele de navigație de la port să fie în permanență legătură cu un server centralizat, de unde hărțile de navigație să primească în timp real compensări ale nivelului. Asta nu se, ar fi fost ideea ca să putem să punem din 2 în 2 km o stație hidrometrică și să fim preciți și farmaciști. Nu se poate face acest lucru. Din acest motiv s-a început să se încerce ca nivelul apei într-o anumită zonă să fie stabilit prin modelare matematică 1, D sau 2, D sau depinde de caracterul respectiv. Și acum vreau să vă prezint cum a depus acest proiect actual, folosind soluții open source. Câteva despre hărțile de navigație. Inițial au existat hărți de navigație pe suport Turchie. Asta e o carte a admiralității, intrarea în portul Constanța, intrarea în portul Sulina și, dacă nu mă înșel, intrarea în portul Mangalia. Hartă scumpă, costă 30 de dolari o foiță de genul ăsta. A fost hărți folosite în navigația pe maritimă mult. Au trecut timpul și au apărut noi standarde și au apărut așa numitele hărți electronice. Aceasta este o hartă electronică de navigație, se lucrează pe niște dispozitive speciale. Acum câțiva ani chiar am vorbit despre ele. Este plină de amănunte foarte importante navigatorilor, începând de la pulsul unui far, terminând cu adâncimi sau mai știu eu ce altceva. Dar, repet, este o informație statică care trebuie cumpărată de la un distribuitor. Sau trebuie cumpărată de la... sau este pusă la dispoziție de către autoritate. Nu este o hartă vie, ca să zic așa. Bineînțeles, și pe apele interioare au apărut prin moștenirea informațiilor din cărțile de navigație de la mare și adăugându-se alte informații, au apărut hărți de navigație pe hărți, de navigație pe apele interioare. Începutul de la Cernavodă cu semnalizarea de respectivă, care spune foarte mult. În principiu e vorba de geamantura roșie și geamantura verde, care delimitează și șemalul de navigație. Peste acestea au apărut elemente de patimetrie și în cărțile respective
respectivă, au fost incorporate curbe de nivel. Tocmai în ideea de a ajuta de bine de rău navigatorul să-și facă o idee dacă poate sau nu poate să o ia pe acolo. În ziua de azi, consola de navigație s-a dus undeva departe, cam așa arată toată povestea. În partea dreaptă vedeți EPIS-ul cu radarul suprapus, în partea stângă este radarul, mai un monitor acolo, pescajul, adâncimea, o groază de informație care completează informația vizuală pe care o are navigatorul. Probabil prin 2016 sistemele de navigație electronică vor fi obligatorii pe întregile ape, pe toate apele interioare navigării. Cam asta ar fi despre hărți și despre consola de navigație. Despre nivelul apei. Inițial, nivelul apei se măsura cu mira pe care o vedeți în partea stângă, o chestie pusă într-un anumit loc și toate informațiile se refereau la nivelul mirei. Prin experiența lui navigatorul, ca în viața pe Mississippi, știa că dacă are la corabia 44 de centimetri, sigur va putea să treacă la calafat cu barja încărcată la un limită. Cu timpul am avut nevoie de informații mai rafinate și am instalat, le vedeți în partea dreaptă, niște senzori de adâncime cu care am început să culegem date și din ce în ce mai multe date în diverse locuri. Informații despre viteza vântului, direcția vântului, adâncimea apei, bineînțeles, temperatura apei, temperatura aerului și așa mai departe. Și aici, cum pot să dau un acord? Așa. Și aici avem o chestie foarte interesantă, că în aproape 24 de ore nivelul apei la calafat, așa, în aval de porțile de fier 2, mă rog, foarte în aval, dar în aval, nivelul apei a scăzut cu peste 50 de centimetri. O să-l încurcă mult de tot pe navigat. Dacă ne uităm pe senzorii noștri, chestia ar fi fost ideală dacă coborâtul nivelului sau ridicatul nivelului ar fi fost foarte liniar. Deci dacă mama natură s-ar fi comportat liniar, ar fi avut o regulă de 3 secunde. Dacă e 40 acolo, aici e 20 și de-neapoi. Uitându-ne pe date, constatăm că, uitându-mă în graficul ăsta, cu curba galbenă este reprezentată o modificare nivelul apei care se întâmplă undeva la Gruia. Urmă, vedem pe imediat, undeva pe la cetate, frontul ăla de undă dă o oarecare influență, după care toate lucrurile sunt liniare. Nu ne putem da. Asta într-o zi. În altă zi vom avea cu totul mersi, cu totul și cu totul alt fenomen. După care toate lucrurile sunt apărare, fără niciun fel de probleme. Deci nu-mi dăm seama că oricât am încercat să prindem o regulă și să încercăm să modelăm nivelul apei, modul ăsta nu va funcționa. Așa că ne-am apucat să modelăm calaca. Asta. Ne-am compus frumos un ortofotoplan. Pe el am pus șenanul navigabil și zona care ne interesa. Am făcut o batimetrie cu una din avele AFDG-ului. Am preluat, am unit batimetria respectivă cu DSM-ul cu obținut din prelucrarea ortofotoplanului. Am trasat ce vedeți cu culoare roșiile sunt liniile kilometrice. Și între liniile kilometrice am interpolat cu linii hectometrice. Având toate informațiile în momentul ăsta, deci având profile transversale din 100 în 100 de metri, cu ajutorul lor am determinat secțiuni de apă cu lungimea de aproximativ 100 de metri. Am avut profilul acolo și cu ele ne-am dus într-o aplicație foarte drăguță care se numește Hegras. O aplicație, acum e free, nu știu exact dacă este chiar și open source, dar mă înșel, mare parte din ea este open source, care cu asta se ocupă modelarea curgerii apei. Modelare 1D, modelare 2D, vedem cum se duce apa la inundații, vedem cu ce viteză se duce apa la inundații, calcule despre turbiditate, calcule despre transport de sedimente și așa mai departe. Pe baza informațiilor pe care le aveam deja, în Hegras, acesta a fost profilul prelucrat. Am creat așa numitele profile. Astfel ne-am propus
să vedem care este nivelul apei în funcție de debitele istorice în zona respectivă. Bine, debitul istoric cel mai scăzut la undeva, zona în care am studiat-o, era undeva pe la 2000 de metri cu pe secundă. Infim aproape. Am început de la 1000 de metri cu pe secundă și am vrut să vedem ca la, ca la debite de, ca la un pas de 250 de metri cu pe secundă, ce se întâmplă. Finalul este ăsta. Ce vedem? Este idealizat fundul apei. Prima curbă este cum curge apa. Care este nivelul tunelului, ca să zic așa, partea superioară a apei, la 1000 de metri cu pe secundă, și care este nivelul apei la maximum, cred că a fost undeva, pe la 10.000 de metri cu pe secundă. Astea au fost datele obținute. Ce am făcut cu datele respective? Am obținut un fișier de calcul, de unde foarte important este că în profilul 1, de la kilometru 699,1 la 1000 de metri cub pe secundă, înălțimea apei este de 19,42 metri. La profilul 2, 19,67. La debit de 4750 de metri cub pe secundă, 21,99. Deci în momentul ăsta, în optimismul nostru, aveam soluția. Știam că la un debit anume, vom avea un anumit nivel pe toată secțiunea de scut. Zi și făcut. Am împărțit Dunărea în secțiuni de navigație, am desenat frumos niște curbe de nivel, le-am asignat, am desenat niște suprafețe, asta este adâncimea de la 2 metri la 4 metri, sau de la 0 la 2 metri, am împărțit totul în secțiuni și cu datele respective am plecat să vedem ce se întâmplă. Am construit o mică aplicație care îmi arată cheia milimetrică, îmi arată ce se întâmplă în fiecare, la fiecare debit, care ar fi nivelul apei. Am considerat că aici între 5 valoarea măsurată de debit pe secundă și am obținut nivelul apei. Din acest nivel al apei, din acest nivel al apei, am obținut un fișier XML care este standardizat de către o autoritate. L-am încărcat pe serverul care, la Via Donau. Via Donau centralizează toate informațiile despre nivelul apei la nivel european și tot sistemul ăsta de water level measurement. L-am încărcat. Am luat un analiz. Am listul nostru pe care îl folosim în normal, i-am adăugat o componentă pentru analiza nivelului apei și am început să ne uităm pe hartă. Citind datele, obținem o informație de genul ăsta. Pe secțiunea respectivă, harta, cum iese de la editor, arată așa. Citind VLM-ul, arată așa. Și observăm că, din cauza faptului că apa este mai sus, scenariul de navigație, care este ăsta, dar zona de navigație se lățește. Aici am apă mică, dar aplicând fișierul de corecție am apă mare. O informație foarte bună pentru navigator. Făcând verificări de rigoare, n-a ieșit nimic. Ăsta era filmul, ne-am povestit ce se întâmplă. De ce? Pentru că, ce vă spuneam mai devreme, gâlma asta de aici nu se regăsește mai departe. Lucrurile nu funcționează statistic cum ne-am imaginat noi, în mod linier. Deci aveam nevoie să compensăm cumva modelul generat de către noi. Și am trecut la procesarea datelor folosind un set de senzori suplimentari și toate chestia asta se face în timp real. Ce am făcut? Ne-am hotărât la niște zone în care să ne instalăm senzori. Am luat zona asta de studiu și am zis, în zona asta o să punem o geamantură, aici o să punem geamantură, aici avem miră, aici altă geamantură, aici geamantură. Deci sunt toate pe mal, ca să nu le fure cineva. Am conceput geamanturile. Deci este o geamantură obișnuită, cum o vedeți în mod normal, care are un fir foarte lung, care este legat de greutatea de pe fundul apei, în care este o sondă de presiune. Toată informația este adusă în cutiuța asta de aici. În cutiuța de acolo este un raster tip care procesează informația
respectivă, două panouri solare și un mod de GSM cu care o trimitem către un server de unde vedem ce se întâmplă. Am luat donarisul, am luat și pe fita, așa, și am lăsat geamanturile la apă. Se vede firul care este legat aici, lăsat la apă, luat de geamantura, lăsat de geamantura la apă și plecat. Și am început să procesăm rezultatele și să citim rezultatele respective. Și am început și ne-am dat seama de diferențele noastre. Pe prima, pe curba, care trebuie să aibă o culoare mai inteligentă, vedeți curba calculată de către noi, iar astea sunt punctele de control care au venit din geamantul. Am făcut măsurătoarea respectivă, am compensat curba noastră astfel încât să forțăm să treacă prin punctele măsurate și am ieșit undeva pe la 5 cm. Am fost mai mult decât mulțumiți de precizia necesară. Ca idee, tot stacul ăsta a fost opăsus, am avut batimetria, am făcut DTM-ul, din DTM am generat harta de navigație, cu datele din DTM am plecat în EGRAS, am definit cum va fi efectuată modelarea. NC-ul s-a dus pe serverul de distribuție NC-ul și din serverul de distribuție l-au luat cei din EGRIS. În EGRAS am făcut post-procesarea fișierelor. Am aflat fișierul water level fără compensare. Am avut senzorii de adâncime A5 pe care i-am avut. Datele de la ei am forțat compensarea. Am generat un fișier VLM compensat și s-a dus pe serverul de distribuție VLM. La ora actuală, navigatorul în principiu poate să pornească cu... să-și pornească instrumentele de navigație, să descarce de pe site-ul AFDJ harta de navigație cu curbele la zi, să descarce de pe site-ul Via Donau fișierele de corecție și în mod normal, în momentul de față, ar trebui să aibă o informație suplimentară strict legată de pescaj. Asta a fost toată povestea. După care am plecat la concert. După care ne-am întors și ne-am dat seama că, într-adevăr, a fost una dintre, unul dintre proiectele noastre în care am folosit un stack open source și ce este foarte frumos, că nu ni l-am impus în momentul ăla să folosim numai open source. În cadrul companiei noastre mai avem momente când de ambiție, de multe ori nu e chiar neapărat nevoie, când de ambiție folosim numai open source. Dar asta a funcționat foarte natural. Pentru că toate datele le-am procesat folosind numai QGIS. Modelarea am făcut-o cu EGRAS-ul și hai să spunem că o parte din procesarea de date le-am făcut folosind Visual Studio, dar am folosit un produs free, Visual Studio Express. Deci iată un proiect dus la coadă, de-a lungul a două luni de zile, folosind numai produse free și numai open source, fără niciun fel de probleme, pe, cu ajutorul cărora am reușit să ducem lucrurile până la asta. Ca o altă idee, cât de puternici, cât de puternice sunt lucrurile în zona open source, vreau să vă arăt un alt proiect la care lucrăm în principiu, în momentul ăsta.
Ei, ideea este următoarea, că la ora actuală, exact ce povestea Alex, dacă web a devenit atât de puternic, încât într-un browser putem să ținem lucruri de genul, ținând de... Hai să navigație. Am un sistem cu date în timp real de navigație. Putem să aflăm cine este Rubi și... Putem să vedem informații referitoare la diverse alte elemente de navigație, spre exemplu, o să mergem la într-o poartă, care o văd de mari navigări din aeroport, Constanța, și așa mai departe. La ora actuală, de asta am văzut să spun, Alex, putem să folosim aplicațiile web-based, chiar pentru a aproape, absolut. Cam asta ar fi toată povestea legată de folosirea unor uneltele open source, strict din punct de vedere